他的客观。Crede în tine, spectacolul din cadrul unui program internațional, Viața la pozitiv. Copiii au pregătit, au avut invitați din toate domeniile, ați văzut și din taekwondo și din gimnastica aerobică și au avut interpreți de seamă, cum ar fi Monica Țurulea, Sana Delia, Andrei Popa. Ne-am bucurat de acest spectacol. În cadrul proiectului internațional s-a desfășurat mai multe etape, iar aceasta este etapa finală. Pentru noi a fost o plăcere să ne aflăm astăzi la Petroșani. Anul trecut am fost la Aninoasa. Am înțeles că și aici, ca și anul trecut la Aninoasa, s-a sărbătorit Positive Day. Iar noi, din partea Bordului Național sau Bordului Internațional Viața la Pozitiv, acest program educațional ce a ajuns în 84 de localități, 85 de localități din România și Republica Moldova, iată, sunt localități diverse unde se întâmplă la alegerea fiecărei, hai să spunem, fiecărui grup de voluntari pozitiviști, o zi a vieții pozitive. Asta s-a întâmplat astăzi aici și noi suntem deosebit de încântați de ceea ce am văzut, talentele micuților și mai marilor de aici, din Petroșani, respectiv din Aninoasa, nu?